și profesioniste, deoarece cetățenii din zona de nord a capitalei reclamă faptul că dimineața, seara și în weekend aerul nu poate să fie respirat și, în mod evident, există o poluare sesizabilă. Există și aici o mică controversă, în sensul că se presupune că ar fi doi poluatori, dar totuși din măsurătorile realizate de Garda de Mediu, doar unul ar fi până la urmă cel învinuit care degaja această poluare și care ar trebui să-și ia pe viitor măsurile tehnice, măsurile de producție pentru înlăturarea poluării. În perioada următoare vă asigur că aceste măsurători vor fi făcute la orele la care sunt semnalate de către cetățeni și vă spun și de ce. Reprezentanții Gărzii de Mediu care au venit la întâlnire mi-au declarat faptul că se ocolește de obicei producția în timpul programului de lucru al funcționarilor de la agențiile de mediu și de la Garda de Mediu. Cu alte cuvinte, se folosește perioada de dimineață, de seară și în weekend, atunci când nu ar putea să vină un control inopinat. Nu vrem să acuzăm pe nimeni până nu avem toate probele, nu vrem să intrăm într-un litigiu cu nici o societate comercială. Ceea ce ne dorim este să înlăturăm sursa de poluare.